Bine ați venit pe canalul Vedete Live România. Câți bani primesc Răzvan și Dani de la Antena 1? Cine are salariul mai mare? Matinalii, Răzvan și Dani au știut întotdeauna cum să atragă publicul. În fiecare dimineață, telespectatorii pot urmări la Antena 1. De-a lungul anilor, cei doi oameni de televiziune, care sunt și prieteni, au reușit să câștige sume uriașe de bani, iar pe lângă matinalul pe care îl susțin, mai câștigă bani și din alte proiecte. Au trecut 13 ani de când cei doi formează un duo pe micile ecrane. Emisiunea se află în topul audiențelor, iar în urma muncii lor, cei doi prezentatori încasează sume mari de bani. Conform Capital.ro, matinalii Răzvan Simion și Dani Oțil ar încasa fiecare un onorariu de aproape 10.000 de euro. De asemenea, cei doi sunt căutați pentru prezentarea diferitelor evenimente. De exemplu, Răzvan Simion a intrat în industria artistică, iar Dani Oțil a devenit maestru de ceremonii. Cei doi au prezentat festivaluri muzicale sau concerte. Conform sursei citate, fiecare ar primi câte 1.500 de euro pentru un eveniment. Totodată, prezentatorul TV Dani Oțil deține propria firmă care îi poartă și numele. Se întâmplă foarte des să avem astfel de discuții, mai ales în ceea ce privește momentele din emisiune. El este un artist, iar eu sunt un om calculat, pragmatic. Întotdeauna când discutăm despre asta, Răzvan vrea să facă totul cât mai spectaculos, cât mai pompos. Iar eu cer mereu detalii tehnice, întreb câte minute durează, cum se realizează și așa mai departe. Când văd că se enervează, îi spun, bine, facem cum spui tu, dar prezint eu momentul, a declarat Dani Oțil. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!